Da, astăzi suntem 3 iulie 2020. Da. Cum vă numiți? Predescu, Neac și Elena. Doamna Elena, dumneavoastră, a câtea procedură facem astăzi? 3. A treia. De cât timp veniți la mine? Păi deci am mai venit, v-am zis, cu 5 ani. Da, cu 5 ani. Da, da, acum am... Și acum, de pe 24 iunie. Pe 24 iunie. Pe 24 iunie, apoi pe 26 și da, astăzi. Am înțeles. Și mă simt nemaipomenit. Păi stați așa, cu ce probleme ați venit dumneavoastră la mine? Eu am venit să pusese un cârcel la piciorul stâng. Așa. Nu mai mă ținea cu oxartroza, că știți, am avut oxartroza aici. Da, da. Nu știu dacă s-a terminat. Și m-am trezit într-o dimineață, m-am sculat din pat și să mă duc la baie și of, crucerul la piciorul stâng aici mă ținea. Mergeam când la pași, mă împiedica aici, la, de sub la genunchi, aici. Da, da. Înțelegeți inchieturile astea, nu te-a pușat. În popliteu, așa. Și pe cântar cât ați avut când ați venit 70, acum? 70 și acum 67. Hai, dați să vedem. Deci acum 2 săptămâni ați venit, nu? Sau... Pe 24 iunie? Da, cam 2 săptămâni. Cam 2, să zicem. Da. 67,7. Îmbrăcată, 68. Aveți... Îmbrăcată. Dezbrăcată am avut 67,7. 67. Bun. Deci 67 de la 70, 3 kg ați dat. Ce? În 2 săptămâni. Cum vă simțiți în comparație cu înainte? Foarte bine acum. Cum sunt acum, dacă aș fi mereu așa... Vă ridicați. Ce tratament luați pentru tensiune? Păi pentru tensiune iau Neglee. Așa. Carbis și iau Aspenter masă. Tensiune am avut. Da. Și acum vă luați și tensiune? Și am avut un început de varice, vedeți, dumneavoastră ați văzut. Am văzut. Cu varixinal sau Lioton gel. Da. Bun, haideți să facem și câteva exerciții. Veniți aici și puneți piciorul drept acolo pe taburete. Așa, așa. Așa, și flexați în față. Așa, hai. Nu, păi nu așa, cu talpa. Așa? Așa, și te duci în față, așa. În doi genunchi, așa frumos, așa. Asta înseamnă coxartroza bilaterală. Da. De-abia și-a dat drumul. Hai, dați și celălalt picior. Mi se pare că când ați venit prima dată, nu știu dacă ați putut. Nu, nici da. Vorbă. Hai, flexați în față. Da. Hai, hai, hai. Da. Lăsați-i jos. Bun. Da. Haideți acum cu fața spre mine. Aici. Puneți-vă pe covorașul ăsta. Și haideți să fugim așa puțin. Hai. Ușor. Mâini cu pumnii, strângeți pumnii. Inspirăm, expirăm, inspirăm, expirăm. Nici o durere. Nu, nici o durere. Dau. Să vă fie de folos, mulțumesc, doamnă dragă. Doamne ajută-ne. Doamne ajută-ne. Doamne. O zi bună vă doresc. Numai bine, numai bine.